În Argeș, un garaj a fost cuprins de foc în comuna Suseni. La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj mort pentru a stinge focul care cuprinsese deja garajul, o magazie și o parte din acoperișul unei case, construcții care erau lipite una de cealaltă. Dă-i și în sus, Cătă. Intervenția a durat aproximativ 2 ore și au acționat 12 pompieri și un voluntar smurt. A ars garajul unde se afla centrala termică și mai multe unelte electrice și agricole, dar și o parte din magazie. Pompierii din Ialomița au fost alertați pentru stingerea unui incendiu la o șiră de baloți de lucernă, produs la o gospodărie din Misleanu. În momentul sosirii echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la șira de baloți, care era amplasată chiar lângă grajd. S-a acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului. În urma evenimentului au ars aproximativ 500 de baloți. Incendiul a pornit de la autoaprinderea furajelor.